Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vreau să o ajut pe Valerica puțin, să pregătim ceva de mâncare. Pentru că știți voi, nu poate să stea prea mult în picioare și am zis să o ajut o seară. Aia e tot aici lângă mine, o vedeți, da? Spune-le și tu bună ziua la oameni. La bună ziua și pacea Domnului Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi în fiecare zi. Da. Vrem să pregătim, prieteni, o să facem o ciorbă, nu știu dacă voi face ciorba asta așa, dar vreau să vă spun că ca asemănător cu o ciorbă de perișoare, da, da, ia uitați aici așa, am pus o tură de perișoare, acolo deja apa și pune acolo nura, carnea să fiarbă. Am avut niște carne tocată, am avut și am pus în ea și am pus două cățe de usturoi, niște piper, niște boia, sare, orez, o mână de orez de aici așa. Și am pus acolo să fiarbă. Acum am dus să-i pun iară la fier, după care Marcel pregătește legumele ca să punem acolo. Da. O să vă arătăm după ce punem legumele. Bun, să facem ceva prețe. Nu, știți cum e de mincă și trebuie să mâncăm ceva. Așa, Nora. Da. A fost Nora și cu Iosif la magazin, la Intermarché. Ne-a luat o varză din asta, că n-a găsit ceva albă care vroiam să fac salată. Așa, le tai în două. Nu, le tai așa cu bulețe, Marcel. Da? Acum le tai. Direct? Stai să-ți arăt. Tai așa jumate. Bun. Și pe jumate și atunci tai. Așa. Să arăt la prieten ce a cumpărat Nora de la Intermarché. A luat un borcan din asta mare. Stai să văd dacă se vede acolo. Cam nu prea se vede așa. Se vede, nu? Când facem așa. Hop. Așa. Da. Da. Așa, super, așa. Super. Nu, am luat un borcan din ăsta mare. Uitați, prieteni, ce borcan mare este la Intermarché. De pe asta aveți. Da, și nouă ne place foarte bun. Are de toate. Ia uitați aici așa. Are de toate, vedeți? Este foarte bun, nouă ne place. O varză din asta. A luat niște ouă. Aici sunt ouăle. Două cutii din astea. A luat morcovi, ardei, cartofi, apă, da. Păi ce trebuie, nu? Da, ce ne-a mai trebuit? Sare, ne-a luat un pachet din ăsta așa, gronjoasă. Vedeți? E foarte bună. Vreau să vă spun că sarea asta e foarte bună. E ieftină, 1 euro este kilogram. Vedeți voi că eu nu prea folosesc multă vegetă din aia, eu pun sare din ăsta și atât. Rar, rar, așa când mai pun și eu câte un pic, dar nu mult. Eu folosesc la carne, la toate mâncărurile folosesc carne, sarea asta. Nu ne place foarte mult. Pune mărcurul ăsta în apă? Aici? Da. Așa. O să continuăm niște costiță. Am aici niște costiță de porc. Știți voi care am cumpărat-o. O să continuăm și asta. O să vedeți ce ciorbă bunătate o să facem astăzi, cu carne de vită, tocată. Ce-am aici făcut? Aici eu? Da, dar spală un pic, dar nu l-ai spălat aici, stai ce? Să... Păi ce-așa, e ce se spală, lasă-l aici. Ia să stai, dă-mă la de acolo, bolul ăla. Da. O, că aici nu-i bai, că și așa vine tot acolo. Îl punem aici așa. Păi am vrut să faci cu asta, că trebuie pe aici. Nu, nu pune aici așa. Trebuie să o scrie și apoi să o tai. Și o pui direct în bol. Știi? Așa. Nu. Pune acolo asta. Dar lasă că faci dacă mai trebuie să faci. Hai să o spăl și atunci să-ți dau. Că trebuie să arunc apa asta. Ia că așa. Facem ca să fie curat, nu? Da, pe cum nu facem? Păi e curat, nu e curat. Dar nu și o pui aici, în bolul ăsta.
Adică că punem după aia tot punem împreună acolo. Cu tăiată. Da, cu bulețe. Cu bulețe. Cu bulețe. Tăiem. Nu mai aici la ciorbă. Ca să iasă acum. Avem nevoie și de o... Să-mi dai una de acolo în șapă. Acolo, de la turci. Că? Să lui ai un sac mare. Poate că va rămâncă, rămâncă. Ia. Ia. Vă facem și pe asta. Vă dorim o zi binecuvântată de Dumnezeu. Ai pus blițul ăla pe mine, îmi dă notul. Nu te uita acolo, lasă-l. Doresc cine? A, păi a dat și la bliț și la ăsta-i drumul. Binecuvânteze. Păi dar merge și blițul, merge și ăsta la altă becu, amândouă. Te cheamă pe Abel să facă. Hai da, Abel, aici, stai. Stai că opresc eu. Nu, gata, am oprit blițul, că merge și ăsta și ăsta, amândouă. Ce mai vrei să fac? A, dar nu l-am oprit blițul ăsta, a, merge. Hai, Abel. Dar nu te uita acolo. Hai, fă și ceapa asta. Așa, că imediat trebuie să punem... Cum vrei să o tăi? Așa, cu buleții. Dar vreau să spun că filmează mai frumos când merge blițul ăla. Da, da. Mai frumos, da. Nu, pe mine nu mă deranjează. Nu, mă deja nu pot să văd în cameră cum filmez. Da? Nu, hai că-l pun așa, ca să nu te deranjează. Nu vine apă să... Păi lasă că Abel e ocupat acum un pic acolo. Dar merge și ăsta și ăla la doamne, amândouă. Hai să opresc asta. Să văd cum merge acum. Să tăiem ceapa. Că de drumul la ăla. La asta să dau drumul. Păi da, ăla la și... Nu mă fac cum vrei, nu mai știu. Să vede, să vede acum. Lasă că se vede fain. Vreau să iau ăsta să pun acolo în congelator. Mazărea. Gata. Am făcut și ceapă. Nu, bun. Pune-o aici. Pune, aici pune tot. Că tot punem împreună, da? Da. Punem tot acolo. Dar ai spălat-o? Înainte ca să o tai. Ai spălat-o. Dar nu are nimic, am dat după ea coajă rupt, ce are? Nu are nimic, dar am dat coajă rupt și curat. Lasă că n-are nimic. Da. Acum ce fac, că să ajung la drumul? Da, aruncă, aruncă, da. Și ce fac cu carnea asta? Lasă că trebuie să o continentăm, am pus un pic de sare pe ea, mai punem un pic de... Nu, haide să faci carnea aia. Ori mai avem acolo, mai avem niște pudră usturoi. Lasă la mine, nu mai lua mănușile să strâng mănușile aiurea. Lasă că fac eu. Nu merge, nu merge ăsta că nu... Hai că tu, că ăsta merge prea greu. Dă un pic cu pitele acolo. Așa. Hai că am niște paste de bulion să pun pe el, acolo. Trebuie Nora să meargă acolo la turci, să ne cumpără un sac de 5 kg de ceapă. Bun. Și să ne ia bulionul ăsta. Da, ajunge. E foarte bun bulionul ăsta, vezi tu? E foarte bun. Da, da. Punem o linguriță pe aici. Păi n-am făcut jumate, uite că am tăiat-o. A, e bun, e bun, e bun. Ce faci acum cu bătăși? Ăsta e ceapă sau usturoi ăsta? Acolo, a, usturoi, usturoi. Ce faci cu ăsta? Lasă că asta trebuie să se moaie, că am pus pe ea sare. Și trebuie să se moaie. Da. Usturoi e acolo, nu? Din ăsta vreau să pun. Da, bine, pune. Da, uite cum s-a făcut capleiul.
Așa se face usturoi, eu nu știu de ce. Când îl desfacem, rămâne acolo așa. Pune tot acolo, dacă... Da. Nu e așa. Dar lasă că e bun? Adică nu are așa tărie asta. Păi normal, dacă nu ai pus ăsta, de ce ai pus ăsta? Nu lasă, că n-are nimic. Usturochi, aaa. Că usturochi, de la ceapă? Da. Păi asta, uite. Da, du-te, du-l în bucătărie. Acolo, ca să se... Mai are acolo spumă, Nora? Nu, lasă să strângem toată spuma bine. Așa. O să pregătim niște costițe la cuptor, fain așa, o salată din asta. Vedem noi ce cartofi, ce mai facem. Nu avem multă cărniță din asta. Scăriță, cum s-ar spune, avem trei bucăți, așa. Ajunge, ajunge că mâncăm o dată, da, mâncăm carne, lasă. Eu nici așa nu mai pot să mânc, că nu mai am dințe. Eu mânc eu acolo ce pot, acum am slăbit, ce mai se poate. Trebuie să mai slăbesc. Acum nu știu dacă o pun la cuptor sau dacă o pun în tigaie, să facem mai repede în tigaie, cred că o pun în tigaie. Da. Că să facem mai repede, cu cuptorul până una, până alta. Trei scaune, ia du-le dincolo. Așa. Nu. Mai lăsăm să stea aici în continente și după aia punem la tigaie. Stai că-i sare. Păi luam cu sare. Păi aia am pus ca să pui ceapă, dar dacă n-ai pus ceapă... Da, lasă că ceapă e mai bună, mai tare. Nu, ceapă. Lăsăm ăștia aici așa. Mă spăl cu mâini. Și? Mai spune aici tu la prezinților. Ce să spune mereu? Spune-le ceva. Vreau să vă spun că, uitați, mi-a făcut cafea, dar cafea asta care a cumpărat-o Valerica nu e așa bună, așa aromată, cum e cafea. Eu am cumpărat, că tu ai fost și n-ai găsit aia bună. N-ai găsit aia lila, care e cu lila, care o bem noi. Are mai aromă bună, asta are tărie mai așa de espresso. Da. Da. Asta e a doua cafea care o beau acum, nu e că nu e părărerul mare, e un părărer foarte micuț, de aceea mie îmi place să beau din paharele astea pentru sănătate, pentru purificare, da. Orice pui, apă, mă uită orice câtă pui. Borcan de murături ți-am luat, crastaveți, uite. Ia că să uite ce mare borcan am luat. Aha. Acum mai poți să mănânci că nu ai dinți. Da, acum ai cumpărat, nu mi-am dinți. Ia că așa. Na, da, văzut, prieteni, au cumpărat crastaveți acum că eu nu mai pot să le mănânc. Macele mărcini acolo, știi? Lasă că îi dau părăzătoarea aia mică, știi? Nu știu ce să fac, până când să-mi pun dinții, nu știu ce să fac, dinții aici sunt foarte scumpi, în România iară vreo 5-6.000 de euro, nu spuneți voi ce să fac, prieteni. Cu proteza asta iar e scumpă, nu ți-o mai face gratis? Asta e scumpă și se rupe, de 2-3 ori se rupe, ce să fac? Da. Nu știu ce să fac, nu știu. Ia că așa. Nu știu. O să rămân fără dinți, așa. Dacă mi-ar iară să o lipești, iară plătești pentru ea 300 de euro, că nu ți-o face pe gratis. Și mă ține 2-3 luni și se rupe iară. Iar se rupe. Dacă e slăbit acolo, nu-i făcută nu-i tare, nu, cine știe ce material au pus, slabă. Da. Mă să fac una nouă. Una nouă, nu știu cât... Nu știu cât o să fie, cum o să fie... Da. Vedeți? Da. Probleme cu dinții. Da. O să mai trebuiască un morcov atât, după ce pregătim ciorba noastră. Ai vrea un morcov să fac? Un morcov că îl răzălim și îl călim, știi, ca să aibă, știi? Mai mic, mai mare cum? Nu, acum o de care, mai mare, să fie acolo, să facem o ciorbă bună. Da. Și la urmă iar o să mai punem un pic de usturoi în ea să fie bună, foi de dafin. Îl pun aici în apă. Acolo pui. Și lasă-l acolo până noi pregătim să fie. O să se facă repede. Da, prieteni. Am filmat așa un pic puțin pentru voi. Da. Ca să punem și noi o filmare. Că chiar vreau să vă spun că n-am avut de gând să filmez. Am zis, hai să facem, să dăm pe repede,
ca să nu mai, că nu mai stau eu atât aici pe picioare. Da. Și să facem repede. Dar Nora zice, hai să filmăm puțin, câte puțin, pentru prietenii noștri, ca să se uită la noi, că chiar dacă nu se uită mult prieteni. Așa cum am primit comentariu, că nu vezi, zice, că ea are, nu știu ce, că mă necăjesc eu, că nu se uită lumea mult la noi și că eu dă bani și nu știu ce. Lasă, prieten, că noi nu trăim de pe YouTube. Da. Deocamdată noi nu trăim de pe YouTube. Noi eu trăim ce avem din sursele noastre, care l-am avem, care am lucrat și care... Că... Noi nu trăim după YouTube. Nu credeți că ne îmbogățim după YouTube? Nu da. Trăim. Noi nu luăm bani atât cât stricăm aici. Noi nu luăm atâția bani cât stricăm. Știe, cei care știu, care știu cu YouTube-ul și știu cum e treaba cu YouTube-ul, știe ei. Nu luăm mulți bani. Nu merită osteneala mea care stau pe picioare, dar eu tot trebuie și așa și așa să fac mâncare pentru familia mea. Și m-am gândit că de ce să nu filmez dacă totuși fac mâncare și pregătesc. Nu. Nu. Atunci noi o să pregătim astea și mai revenim când punem acolo la ciorba noastră. Da. Dacă nu vrea să mai strânge acolo spumă. Da. Nu, bun, atunci revenim când punem. Vreau să-mi fac o cafea. Da. Da. Și să o beau cu lapte. De ce? Pentru că mi-a luat Nora ieri de la Lidl. Mi-a luat care nu are lactoză. Vei l-arăt imediat și o să-mi pun un pic așa, ca să văd cum e. Da. Dăm drumul imediat aici la cuptor, punem în cuptor și cărnița noastră, costița. O să vedem ce mai facem noi, așa, puțin câte puțin, vă filmăm, prieteni. Și ia ca așa. Da. Nu, hai să vă arăt laptele. Ia uitați, vedeți? Ce scrie? Să vedem, Nora? Stai, eu trag de aproape. Așa. Când au văzut, Nora zice, uite, mama, este la Lidl laptele, care nu are lactoză, uite, sunt lactoză, așa scrie, că nu are lactoză, da. Și am zis, Nora, ia-mi una, să mai pun și un lapte, că mi-este dor să mai beau și eu cu lapte, prieten, că n-am băut de nu știu cât timp, nu știu de cât timp n-am băut cafea cu lapte. Și acum încep, nu știu, acum să fie adevărat, nu știu, dar e dulce un pic. Văd că nu prea mai face așa spumă, nu. Light din crem scrie aici, că nu, dar nu se pun mult, un pic așa. Dar este de vacă. Da, de vacă, spune că e de vacă și că nu are lactoză, nu știu, da. Habar n-am. De vacă nu ne-am văzut să scrie că nu are lactoză. Nu știu. Să lăsați comentarii, prieteni, dacă nu știu ce e cu laptele ăsta. Eu chiar nu l-am folosit, nu știu nimic despre el. Nu știu. De la Lidl. Nu știu. Zice că nu are lactoză. Hai să-l arăt așa, să vedem ora mai aproape. Nu. Ce scrie? Și aici așa, vedeți? Iar aici iară scrie ceva. Acum nu știu cât o fi de bun, că nu zice că e lactos, sunt lactos, că nu are lactate, dar de vacă, să n-aibă nu știu ce, habar n-am, nu știu. Dar e bun așa, că... Și de aia nu am pus așa mult, un pic, o picătură, nu? Dar e bun, are gust bun, cu lapte. Da. Acum mergem să punem dincolo la ciorba noastră, să punem legumele, punem și cărnița la cuptor și vedem ce mai facem. Și vedeți perișoarele. Să vede, Nora? Da. Să vede perișoarele și acum punem toate legumele și cu mazărea și cu tot aici, pentru că să fiarbă tot împreună. Așa. Nu. Și acum lăsăm să fiarbă. O bunătate. Na. Cum să nu fie? Punem ne place. Și foi de dafin. Aici. Avem dincolo foi de dafin. O să punem și o foie de dafin, trebuie să luăm asta, Nora, ca să o aruncăm. Ieri și-a făcut mama o mămăligă cu lapte, da. Iar... Am mâncat, da, am mâncat un pic, da, nu, bun. Revenim. Nu, bun, vă spun și eu, bună, bine ați venit pe la...
mă încurc cu telefonul ăsta în ora că am vrut să-l dau mai sus, așa ca să fie mai... să te vezi că numai capul să vede. Adică jumătate de cap. Stai să ridic ăsta mai sus. Nu-mi bine. Eu curăț aici niște cartofi, că vrem să ne facem niște pireu de cartofi. Lângă mâncarea noastră care o să pregătim, care o să facem. Ia că așa. Acum nu știu că a mișcat atâta camera asta, nu știu. Că a mișcat-o prea mult. Nu știu. Da. Așa, ca să iau asta, acum o iau de aici. Să se aude funga. Da. La noi este vremea afară frig. Este vremea toată ploaie acum, iar și e vremea ploaie. Da, nu-i plouă, ia uitați ce prin cum se vede, încă uite cum se vede. Este așa, prin seara ceva. Norat. Da. E norat. Nu vreau să mai curăță câteva cartofi, că a curățat, dar am zis să mai curăță câteva mai... Cam așa, norat, unul și gata. Atât. Mai asta. Încă fiecare câte puțin. Da. Am pus orezul un pic în ciorbă, să fiarbă, că imediat acolo facem și smântâna cu ouăle, dăm gustul. Da. Da, asta am vrut să spun așa, de când a fost ciorba aia, unde ai făcut cu ouă și cu smântână. E, ciorba la grec? La grec, da. Da, mi-a plăcut la toți. Gata, nu, mama, gata, Nora, gata. Acum taiele și atunci spală-le. Da. Taiele aici așa. Da. Aici așa și după aia mergem la bucătărie. Ca să... Da. După aia am răzălit un morcov pentru ciorba noastră, că vrem să-l călim, să-l punem acolo ca să-i dea așa o culoare faină, să fie galbenă. Nu. Și o să pregătim și salata noastră, asta. Da, Doamne, dar cât ce moftă mi s-a făcut mâinile mov de la ea. Dar mai spălat acolo vasele ca să se ducă. Asta e proaspătă, direct așa, nu ca și cum o iei la pungă. Îngelată și stă la frigider, nu? Dar e bună. Da, n-am un măr să pun aici în ea, să fie așa dulce, să răzăresc un măr în ea. În salata asta, Nora. Dar lasă că eu să iau acum măr de aici, de afară, lângde noi. Da? Să răzărim măr în ea, nu? Da. După ce, când e gata, să lăsăm aici, să se mai moaie. Uh-huh. Ai pus și... sare pe ea? Da. A pus sare și atunci răzărim măr în ea și să vedeți ce bunătate e de salată. Așa o să mâncăm. Nu, bun, acum Nora spală cartofii, le punem la fier și revenim. Vreau să vă spun că ciorba noastră e gata. Și acum aici am pus niște morcovi, vedeți, răzăliți, cu puțin ulei. Lăsăm să se călească foarte bine, că vrem să-i punem înapoi aici în ciorba noastră. Și acum mergem să pregătim ouăle și smântâna dincolo, da? Așa. Iu! Hai, stomai, Doamne, că gata era să se ducă toată ouă de jos. Bine. Așa, Nora. Și să mai amestece acolo ca să nu se ardă morcovii. Da. Eu pun niște gălbănușuri aici să facem, să terminăm și ciorba noastră. Așa. Acum punem 4-5 gălbănușuri acolo. Așa. Nu, ce micuțe sunt ouăle. Foarte mici sunt ouăle astea. Dar de unde? Ah, de la Intermarché. Sunt foarte mici. Da, lasă acum. Asta e. Ce să facem? Trei, punem mai mult. Mamă, ce mici sunt. Ia uite ce mici. Ce gălbănuși micare. Foarte bună, cred că
să fie bună și gustoasă. Așa, atât. Nu mai știu cât am pus aici acum. Nu mai știu ce am făcut aici. Eu tot fi acum. 5-6. Ați numărat voi, prieteni. Da. Nu mai știu cât am pus. Voi pune după cantitate cât faceți. Da. Smântâna e aici. O lingură, Nora. Adun o lingură și... Ce? O lingură. Și adun o din asta de bucătărie, da. Că nu pot să dau cu ăsta că... Așa. Un pic de piper. Nu mai punem sare, că sare este acolo. Un pic de mărar, nu avem pătrunjel și punem mărar. Asta e. Așa, dacă o mai punem. Avem niște smântână din asta de la Lidl. O punem pe toată, 200 de grame. Ca să fie bună, că știu că le place la copii. Na, ia uitați ce smântână bună e asta la Lidl. Acum cât o fi de bună, bun! Ce are în ea? Are! Așa. Na, uitați aici așa, prietenul. Bunătate facem noi aici. Să vede eu, să uit vede, aici. Se vede. Da? Da. Iosif e cameramanul nostru. Da. Nu mai filmează și el când poate. Da. Nora e acolo la... Morcov. Morcov. Da, sigur că da. Se face acolo, Nora? Da. Bravo. Hai că punem astea aici așa ca să aruncăm la... cu belă, la gunoi. Așa. Ne-a luat Nora un măr ca să punem în... Ia uitați aici așa, da? Să punem în salata noastră asta roșie care facem. O să punem puțin în salata... Iau că n-a masă că punem brun. Avem zahăr brun și punem zahăr brun. Acum, dacă se face acolo, Nora, la bucătărie, noi mergem acolo la bucătărie cu creștile. Gata. S-a făcut și morcovii. Ia uitați, prieteni. Și acum îi punem aici așa. Ia uitați. Așa, toate aici. Așa, fain. Dar trebuie o lingură, Nora, să mai pun căpțala. Doamne, lasă, nu ne arde. Vedeți? Stai să opresc. Oh, unde am oprit? Așa. No, uitați cum s-a făcut de faină. No, hai să vă arăt. No, uitați aici așa. Ce galbenă. Vedeți? Cum s-a făcut ciorbița noastră. Am pus și orez. Ia uitați aici așa. Care și orez. Și acum pregătim... Smântâna, trebuie o lingură, stai că aici am o lingură, cred că. Eu am asta mare, lasă că e bună și asta mare. E bună că avem mai spălția, nu? Așa, ia uitați aici, așa. Hai că nu pun acolo că se topește asta dacă pun. Pentru cei care nu știu, prieten. Așa, punem o lingură. Amestecăm. De ce facem treaba asta? Ca să nu se taie smântâna când o punem acolo, aici, în ciorba noastră. Da? Ea merge încet, am lăsat-o foarte încet. Și iar amestecăm. Pentru tineri care nu știu, că știu eu că surorile noastre în vâstră știe să face. Poate... Și nu că poate, că știu că ne urmăresc o grămadă de tineri care vor să facă și n-au făcut până acum. Da, o ciorbă, o... nu. Așa. Mai punem. Acum punem mai mult. Așa.
lacuna. Vedeți? Și acum o punem aici așa, în cărbița noastră. Iacă așa. Și acum, uitați. Ce bunătate de ciorbă am făcut eu, ca de perișoare. Vedeți? Ce mai ciorbă de perișoare? Numai că am pus mazăre. Da. Nu. Acum lăsăm să dă într-un cloc o două și gata. Ciorbița noastră e gata. Acum revenim cu toate ce facem noi, să ne punem la masă, să vă arătăm finalul, prieteni. Nu. Vreau să strecor zeama asta de la varză. O lăsat zeamă. Și o strecurăm așa faină. O să punem puțin ulei în ea. Mamă, ce mou e! Vă arăt imediat să vedeți apa care au lăsat-o, sucul care au lăsat aici, să vedeți ce mou e asta. Vă arăt. Ia uitați aici așa. Du-te, Iosif, și uită-te dacă se vede acolo. Da, se vede. Nu, no, vedeți? Da, da, da. Mamă, ce mov e! Da. No. Așa, acum vrem să... Nora? Da. Să-mi faci răzălău ăla. Să-mi aduci răzălău. Ca să dau pe răzătoare mărul ăsta. Pe ăsta mare? Uh-huh. Da. Ți-a aduc un farfurie ceva? Da, bun. Trebuie ăsta e bine? Acum ar trebui mai mare, mai să nu dăm pe jos. Da. Da. E bun mărul ăsta, oare? Mai este așa. Duce. Super. Vreau să vă spun că este aici la Aldi varză la borcan din asta dulce cu măr. Mamă, ce ne place varza aia! Nu. Cam așa. Și cam așa. Cam așa. Așa. Iosif? Da. Dă bolul ăsta la Nora. Mamă, imediat e întuneric. Ia uitați aici așa. Imediat e întuneric. Acum s-a lăsat apă aici. Nu, uitați câtă apă are mărul ăsta. Dacă lasă apă, mărul ăsta aici așa, în zeama asta, oare o fi bună? Ce spuneți voi? Așa. Oprim. Iosif? Da. Eu am strecurat, adică am strecurat un pic mărul la prieten, dar eu am pus deja, pe la urmă am pus toată zeama aici. Pentru de ce? Ca să fie un pic dulceagă, să nu mai punem zahăr. Da? Am pus-o aici toată. N-am aruncat zeama de la măr, am pus-o aici, vedeți că uite, strălucește.
și punem puțin, puțin zinora. Oțet. Oțet. Așa. Mamă, ia uita ce culoare frumoasă are salata noastră, să vede nora. Stai să mă duc acolo. Mamă, nora. O bunătate de salată? Da, da. Nu, ce spuneți voi? N-am pregătit astăzi bun. Cărnița noastră. Ce spuneți voi? Cărnița noastră, ciorba noastră. Ia uitați aici așa. O bunătate de ciorbă, uitați. Îți place, Iosif? Foarte mult îmi place. Nu. Noi am terminat, mai avem cartofii. Nu s-a fiert cartofii, că facem și un pic de... Ați văzut voi pireu de cartofi. Și dacă nu-i gata, noi mai așteptăm până noi mâncăm ciorba. Cartofii sunt gata și ne punem la masă să mâncăm. Noi vă dorim o duminică binecuvântată, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și până data viitoare, la revedere!